Doamnelor și domnilor senatori, titlul declarației politice pe care doresc să o fac astăzi în plenul Senatului se numește este Shaorma și circ. Sună ciudat, știu, sună trist și demoralizant, dar asta este ceea ce românii au văzut în plenul Parlamentului, în plenul reunit al celor două camere, acum câteva zile la votul dat bugetului. Primitivism, violență în limbaj și chiar amenințări cu pumnul ridicat fizic la adversari. Am avut așadar la dezbaterea pe tema bugetului un parlamentar care a confundat Parlamentul României cu Stadionul Național. Pugilist și populist. Își amenința opozanții politici, încurajat să se comporte ca un bătăuș de Maidan, chiar de către galeria propriului partid socialist populist. Tot atunci, un alt parlamentar, lider de partid proaspăt intrat în politică, a confundat bugetul cu bufetul, servindu-se pe el și pe colegii săi cu shaorma, o shaorma din aur. Oamenii molfăiau shaorme cu de toate, în scaunele lor din Parlament, fără pic de rușine că fac asta în sala Parlamentului României, în Parlamentul României, stimați colegi, nu la birtul Parlament de la colțul străzii. În ziua dezbaterilor am rostit un discurs în Parlament pe tema bugetului de stat, una dintre cele mai importante legi pentru români. E importantă pentru că stabilește cum vor fi cheltuiți banii contribuabililor în interesul și spre binele lor. Pentru mine acesta este un subiect extrem de important, la fel cum a fost și pentru alți mulți români. Dar ce să vezi? Am fost înjurat și s-a țipat la mine violent pentru că am îndemnat ordonatorii de credite, primarii, directorii de deconcentrate să nu mai comisioneze contractele pe care le semnează, să nu mai fure din banii publici. Cum să te plângi în pandemie că bugetul este prea mic, dar să zeciuiești cu nesimțire contract după contract? Oare cu ce am supărat atât de tare? Tot cu această ocazie specială, adică votul asupra bugetului, mai mulți parlamentari, știm de la ce partide, au votat fix pe această lege esențială, la două mâini, fraudând actul în Parlament. Furt în văzul lumii, fără scrupule, fără rușine. Oamenii simpli au dosar penal, stimați colegi, dacă votează multiplu. Oare noi de ce ne permitem așa ceva? Cum e posibil să condamn votul multiplu la alegeri, dar să votez multiplu în Parlamentul României? Ați votat la două mâini ca să supliniți absența colegilor prea obosiți sau dezinteresați de susținerea amendamentelor. Ați depus mii de amendamente, dar nici nu v-ați obosit să le votați. Atât au însemnat acestea pentru dumneavoastră. Nu cred că sunt singurul revoltat de comportamentul lipsit de bun simț al unora dintre parlamentari. Îmi pare rău, dar eu nu-i pot numi colegii mei. Parlamentul trebuie să redevină un simbol al decenței, al corectitudinii, a demnității în limbaj și comportament. Oamenii se așteaptă la mai mult de la noi și ne judecă. Ceea ce unii cred că este popularitate, este de fapt dispreț condescendent. Haideți să descurajăm, să stopăm și să amendăm grobianismul, să nu mai găsim scuză. Nu vă faceți iluzii că renunțând la valori și la bun simț, câștigați simpatia românului de rând. De ce credeți că oamenii nu mai ies la vot? De ce credeți că Parlamentul a ajuns pe ultimul loc în încrederea românilor? Oare din respect pentru politicieni? Nici vorbă. Eu cred că mai degrabă din respect, din dispreț pentru josnicia comportamentului și duplicitatea limbajului. Soluția? Mai există oare o soluție? Da, eu cred că există o soluție și aceasta este puterea exemplului. Fac un apel la liderii partidelor parlamentare să fie ei înșiși atenți cum se comportă și ce exemplu le dau oamenilor lor. Apoi sunt convins că prin puterea exemplului, prin exemplu personal,
al fiecărui parlamentar în parte, prin modul nostru de a fi, putem schimba alți oameni, putem responsabiliza, putem face lucrurile să se miște în direcția corectă a valorilor. A venit timpul să schimbăm calitatea actului parlamentar și să fim un exemplu demn de urmat pentru copiii și nepoții noștri, pentru viitoarea clasă politică. Haideți să fim adevărați oameni politici. Haideți să vorbim mai des despre valori, despre respect, despre diplomație și nivel de bun simț în politică. Ducem o lipsă cruntă de asta. Haideți, oameni buni, să ne respectăm. Un lucru este sigur. Dacă noi, ca parlamentari, reușim să ne apropiem de standardele etice și morale ale comunităților din care facem parte, ne vom bucura în mod sigur de aprecierea, încrederea și susținerea oamenilor. USR Plus își dorește un parlament cu principii și valori puternice, își dorește să arate electoratului că politica adevărată se face cu raționalitate, cu bun simț și cu diplomație. Să renunțăm așadar la ideea că facem politică doar ca să facem spectacol și să renunțăm la ideea de a face din Parlament un circ. Opriți-vă acum, până când nu este prea târziu.